Salutare tuturor și bine v-am regăsit oameni buni la un minunat nou episod de Minecraft. Astăzi suntem din nou alături de Phil și o să facem, fraților, o căsuță din iad versus o căsuță din rai. De data asta, Sam va fi cel rău, iar eu voi fi cel bun. De fapt, du-te tu acolo. Da, nu uitați să lăsați și acolo un like și nu uitați că l-aveți și pe Phil în descriere. O, dar stai, hai să văd măcar săgeata aia, așa. Pe rău, bun. Hai că nu mai văd ce construiești tu. Să vedem. Deja am început aici. Oare pot să des... Am deja niște idei. Stai că eu nu știu ce vreau să fac aici. Dacă... Normal că nu merge. Stai că portalul e mai mare. Vrei să faci un portal ceva? Ca ușă, gen. Hai că oricum aici n-avem cum să facem ceva identic. E imposibil. Bă, e prea mic. Botul naibii. 3, 4, 5, 6, 7, bă, fac. Nu, dar n-aș vrea să am intrare atât în casa asta. Hai că o să încerc și eu să nu mă mai bag așa mult în casă, să nu fac așa prea mare. Păi, nu o fă prea mare. Deja cred că am exagerat cât am făcut aici. Vezi, nu te întinde prea mult. Bă, că fix eu fac casele imense. Ce vrei să zici, că eu fac case imense? Da, nu faci case imense. Ar trebui să, să vedeți pe lumea lui câte case are imense. Iau, Doamne. Să vezi ultimul proiect acum. Ăla e șmecher. Îmi arăți tu cândva. Da, nu mă complic eu. Încerc nici eu să nu mă complic prea mult. Să nu... Iau, că ia mult timp, aia e faza, știi? Păi te cred. Hai să vedem. Păi, dar la mine e simpluț, mă. Faze că am folosit cam aceleași blocuri, dar încerc eu să le mai modific pe aici. La tine e simpluț. Și la mine. Eu n-am făcut dita mai, că am făcut o căsuță de aia simpluță, cum făceam pe atunci. Cum ai făcut și în celelalte? Da. Faze că eu nu prea știu design-uri de case, să zic așa. Păi petreci tu câteva ore pe YouTube în fiecare zi și te uiți acolo. E puțin de acolo, puțin de dincolo. La tutoriale de aia cum să faci o casă? Ceva gen. Cum să faci o casă? Oare găsești cum să faci o casă, gen, în realitate, știi, cum să o construiești, cum să se explice cineva așa, motamă ca la prost. Păi mă gândesc că ceva. Pe YouTube acolo găsești orice. Da, aia mă gândesc și eu, că pe orice găsești, până la urmă. Na, bun, cred că așa, nu. Cred că așa ar trebui. Mamă, câte să mă chinui la acoperișul ăsta, e căcat. Dar cred că l-am terminat. Da, am terminat și acoperișul ăla. Vezi dacă luminează beaconul meu. Deși nu cred că trebuie să fac o bază mai mare. Am greșit ceva. Ba nu, n-am greșit nimic. Eu trebuie să mai adaug niște blocuri la beaconul meu, aparent. Gata, mă, l-am făcut. Doamne ajut. Beacon, dacă rai, te erau frumos, adică totuși. Mamă, luminează. Sau să nu pun sticla de astea, asta-i. Dacă aș lua eu niște de astea. Tot nu vrea să lumineze, dacă nu-i bine. Na, ce să-și faci? Ei, mama lui de bică, stai că luminează-l până la urmă. Trebuie să facem și chestii pe lângă, chiar că... Na, ca să... Dea la casă o formă mai așa, să pară că bă, e din iad sau bă, e din rai, știi? Păi stai că acum facem tot. Eu îi pun geamurile acum. Dar mare am terminat cu... Am intrat în Nether. Super! Stai că nu... Din greșeală am vrut să intru în casă, dar na, n-a mers. No, bun. Ups. Gata. Aolo, nu mă băga. Na, super, o să tot intru în Nether, mașa. Nu! Bă, nebunesc. Bă, dar eu n-am portal către rai, nu-i corect. Na, ce zici? Stai, încoace. Așa, Doamne ajută. Gata. Na, bun, și acum trebuie să înlocuiesc câteva chestii pe aici. Aici o să dau eu foc. Să fie așa cu flăcări lângă casă. Și casa, gen, o să fac să ardă și de-astea. Păi trebuie să fie, na. Și
știu ce să-i fac, eu îi pun sparkler, îi spun să strălucească. Da. Nu știu ce ai putea să-i pui tu. Ai putea să pui... faci niște îngeri, mă, pe lângă. Ai putea să faci chestia asta, gen micuț. Băi, păi stai că fix la aia mă gândeam acum, la niște îngerași, stai să vedeți ce frumos îi fac. Aia ai putea să faci, că în rest nu știu ce poți să faci. Facem îngerași acum, pam pam. Aia am dat foc la toată casa. Ce ciudat arată. Da, bun, bă, dar e mai ușor, nu știu, cred că mi-ar fi fost mai ușor să fac o casă din iad. Păi dacă s-o spuneți, chiar e mult mai ușor. Puneam numai lavă, așa e. Ah, chiar mă, lavă, că n-am pus lavă. Păi cum n-ai pus lavă? Eu am o grămadă de apă pe... De fapt, încă n-am apă. Imediat pun apă. Na. Și punem îngeraș și așa iese roagă, se vedeți așa. Oh, bine, boss. La altceva n-am ce le fac la ăștia. Na, adevărat. Eu încerc să maschez blocurile astea de... I-am făcut puțin cam prea direct, le-am pus pe aici. Se roagă împreună. Stai să-mi iau un alt fel de white. Cred că mi-au... Perfect. Mi-au de aripi. Gata, eu am dat foc la casă. Să pun și pe aici. Bă, ce fain arată momentan. A, faza e că aș fi vrut să pun și bone meal pe aici, dar acum nu mai are rost. Deci eu fac aici... Ăștia pe mei de ziuna. Tu ai putea să pui cu bone. De fapt, nu, mă. Mă, dar chiar, și tu puteai să faci casa în aer, gen. Na, uite, nu m-a venit ideea. Stau cu mine aici. Așa, ia și aici. Piu, 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 piu. Ia uitați. Na, bun, stai să... A, sulfur poți să pun pe jos. Mă, perfect, o să trebuiască să le fac și un cap totuși. De-ai făcut deja pe îngeri. Așa rapid? Bă, în mare parte. Aoleu. Bine, că și eu nu mai am pe aici multe de făcut, dar zic, na, tu ai avut mult mai greu. Și le facem un cap acum, dar nu știu ce cap să le facem. Eu sunt curios cum faci îngerii, că eu nu știu să fac un înger. Vedem, okay, și ce o ieși. Aici bag eu un copac, ca de obicei. Deci stai să-mi iau un blue, 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 light concrete. Oh, perfect, ia uite ce ok, ce frumos e. O să fac așa? Nu, invers. Cu de-astea aici și cu de-astea așa. Și stai să-mi iau și un red concrete. Așa, ia uitați. Hop. Îngeraș. Na, eu am făcut un copacel aici. Băi, stai că aici-s cangui în spate. Și stai să mă gândesc ce aș putea să fac. Uite, fac așa și dau foc aici. Foc în spate. Mama, dacă dai foc la casa mea, arde toată. știu ce-mi trebuie, o lopată. Na, dacă îmi și dă lopat. A, și magma, bă, să pun pe aici, bă, eu n-am pus magma deloc. Păi, dar o grămadă de blocuri, aia mă gândeam și da. Adică, nu știu ce puteam eu să fac. Dar știi acum, dacă stau să mă gândesc câte blocuri am să pun pentru iad și de-astea. Ia uite aici, magma, nici cum arată. Ce tare îi! Hai că mie îmi place cum arată aici, momentan. Se vede a iad, gen. Să vezi ce îngeraș am făcut eu. Bine, la mine cred că trebuie să dai noapte ca să se vadă mai... Păi o să dăm noapte atunci când vrei tu. Na, bun. Deci bă, arată bine îngerașii noștri, ia uitați. Frumușei pe aici. Ia că dau eu puțin noapte să văd cum se vede. Îngerașii protejează casa. Stai. Mhm. Și dacă îi dau cu... Ia. Oh, e bine, bine, hai să dau și să fie zi. Că la tine o să trebuiască să fie zi. Na, bun. Bă, eu nu știu ce să-i mai fac la casă, mă jur. Hai că-i schimb pe deaua pe interior până... Aoleu. Mă las să mă să intru. Ăla-i, ok. Și pun magma pe interior. Băi, dar stai, băi, dar ce redstone. Eu am vrut să iau redstone torch și am pus torță normală. Bine, rău. Vezi că poți să pui și torță chiar, că ți-ar da mai bine pentru... Ah, dar chiar, bă, și redstone, bă, și ai și redstone, ho-ho. Ăla-i gen sânge. Deci eu am făcut asta ca să-i dau lumină cu... La astea, ia uitați, pop, pop, pa, 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 pa. Și... Așa. Hai că eu i-am pus și podea pe interior. Dar bine, casa mea e mică, termina super rapid. Pune și niște geamuri pe aici așa frumușel, pa, pam. Na, bun, aoleu, cum n-ai baiesc de aici. Stai că sparg un bloc mai bine decât să mă duc prin portalul ăla iară. Așa. Stai, ce ai zis tu să pun? Că am uitat deja. Redstone torch. Așa, redstone. Așa, și așa. Și blocuri de redstone. Deci ce să mai facem noi pe aici? Ia să punem puțină apă pe aici. Water. Cred că ar arăta bine cu apă.
Ce voi nu-ți arată și sânge pe aici. Băi, stai că trebuie să le fac coroniță de aia. Dacă știi de rai. Dar tu ai terminat acasă? În mare parte. Na, e bun atunci. Acum lucram la detalii afară, știi? Băi, deci fără coronița aia nu merge. Și stai că aici e prea mult. Eu știu, mă acoperim înapoi. Pam, 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 pam. Like, băi, deci numai cu teme de astea religioase. Stai, eu numai cu teme religioase am lucrat în ultimele 3 episoade. Ca să stai parcă prea mult în flăcăria, stai un pic. Bun, stai. Așa, am vrut să pun yellow. Se facem, uite, vezi cum are căsuța aici, coroniță, să facem și aici coroniță pentru ăștia. Te cred. Așa. Piu, piu. No, ia uitați aici, îngeraș, te îngeraș. Na, bun, hai că, bă, zic că arată făinuț. Nu știu ce să-mi fac la casă, mă jur, că cred că am făcut cam tot. Ce se poate, gen. Oho, dacă mă lași aici încă 20 de minute, încă 20 de minute să fac păi, detalii. Dacă te lași și 24 de ore, tot 24 de ore faci detalii, dar na. Na, nu știu ce mai pun obsidian pe jos. Tu ai gătat sau mai ai? Băi, cam am gătat. Stai, hai că mai editez puțin. Na bun, hai că vin eu atunci primul la tine. Hai, poți să vii deja, gata. Ce ai făcut? Na bun. Ok, hai să vedem ce a făcut Cureș, fraților. Deci aia este căsuța noastră. Hai că deja hai. Văd aici și-a căsuța raiului. Dacă mai am yeah. Puțin, uite, am acum niște blocuri de... Nici ce tare arată îngerii, ești prost. Cât de tare îs. Și aici cu intrare, deci, cu pică. Băi, deci, mișto de intrare, deci avem doi îngerași înconjurat de apă, holy water, deci... Yeah. Ai grijă, e apă sfințită, fratele. E mișto rău. Aici e tronul lui Dumnezeu. Cu lumina care se ridică la cer. Îngerii ăștia, mă, ți-au ieșit bine rău. Uite, vezi, până și căsuța, ia stai să distrugem blocurile astea de aici și arată mai bine. Așa, ia uite, și căsuța e. Oho, băile, la mine era fain dacă... integrat violetul ăsta, sincer. Da, vezi, la mine era fain dacă făceam și eu un drac pe aici, ceva, nu știu, un... Da, o față evil, nu știu ceva. Aha, era chiar mișto, da, și așa. Dacă pun bornmeal, ar arăta mai bine aici. Cu bornmeal, dar o să ia foc. A, deci eu pot să intru pe aici ca să nu intru în portal direct. Da, altfel intri portal, să știi. Da, de pe creativ intri în portal instant. Băi, îmi place și violetul ăsta cum bate, chiar bate super, super fain. Și am făcut și copăcel. Dar blocurile astea de unde le iei? Astea roșii rău. Păi it's Netherworld blocul de la. Am înțeles. Nice. Bă, fraților, cam asta ar fi cu acest episod. Noi sperăm că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like cu share. Și ce mai vreți voi pe acolo, nu uitați că l-aveți pe film în descriere. Dacă mai aveți idei de căsuțe, puteți să le spuneți acolo în comentarii. Toate cele bune, ne auzi data viitoare. La revedere, pa, pa.